Republica Fantastică România la Europa FM. Care are capitala fantastică București. V-am promis că vă dăm lămuriri cu Sfântul Dumitru de pe stema Bucureștiului. Doamne ajută. Sfântul Dimitrie. Doamne ajută, da. Hai, Doamne ajută. Uh-huh. Poate nu știați, dar pe stema Bucureștiului apar mai multe elemente, printre care și acest sfânt, Sfântul Dimitrie, care e sfântul greșit. Adică, mai bine zis, a fost sfântul greșit până acum, cred că o săptămână, când s-a corectat greșeala, s-a votat să se pună sfântul corect pe stemă. Numai în România se poate întâmpla așa ceva și dacă vă întrebați de când este alt Dumitru decât cel corect pe stema capitale, adică de când și-au dat ei seama că, sau de când e cel greșit, este, nu o să vă vină să credeți, este din 1864. Deci în acum câți ani? 160 de ani. Așa. Deci timp de 160 de ani, sigur, cu excepția perioadei comuniste, pe stema Bucureștiului a fost sfântul greșit. Și culmea, biserica susține că ei s-au prins de la început, că nu e treabă. Dar l-au lăsat așa. Și asta a rămas așa. Până acum. Deci stai puțin, sunt doi sfinți Dumitru? Da, doi sfinți Dimitrie, unul nou și altul mai vechi. Ok. Noi l-am pus pe la vechiul, adică l-avem pe la vechiul când trebuia să fie la nou. Deci ce se întâmplă? Sunt, cum ziceam, doi sfinți. Sfântul Dumitru Izvorătorul de Mir. Așa. Și mai e și Sfântul Dimitrie cel Nou, Basarabov. Și pe stemă este Izvorătorul de Mir. Și trebuie să fie Basarabov. Și îl pun pe Lilantul pe Basarabov. Ce-i cu Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir? Adică de ce și cum? Nu mi-e clar cum a ajuns dânsul pe stemă, dar povestea este așa, se spune că a trăit în Salonic, în secolul al treilea, între al treilea, ceea ce ne face simpatic, a trăit într-un oraș foarte frumos, care ne place foarte mult. Dânsul era militar. Și a intrat în conflict cu împăratul pe chestiuni de divergențe religioase. Au fost acolo niște întâmplări cu creștini mâncați de lei, cu lucruri de genul ăsta, uh-huh. El care a făcut niște treburi și chestia s-a sfârșit prost pentru preacinstitul Dimitrie din Salonic, undeva într-un mormânt. Că așa era pe vremea, dacă intrai în conflict cu împăratul... Era greșit. Nasul, nu ca acum. Acum dacă intri în conflict cu domnul președinte de la partid, te trece pe linia moartă și după aceea vii din nou. Mai găsești vezi ceva, cu cazul Sorin Grindeanu. Adică l-a dat afară Dragnea, l-a recuperat Ciolacu. Bun, și citez. După un oarecare timp, ne explică prea Sfinții Părinți, pe site-urile ortodoxe din țara noastră, un boier bine credincios, Leontie, asta e vorba de atunci. Da. Îmbolnăvindu-se greu, a poruncit să se facă săpături în locul unde i s-a spus că a fost îngropat Sfântul Dimitrie. Am încheiat citatul, chestie, după părerea mea, astăzi asta i-ar aduce un dosar penal pentru profanare de morminte, dar pe atunci nu aveam nici vaccinuri, nici computer tomograf, oamenii făceau diverse chestii disperate ca să scape de boală. În fine, ce să vezi, citez în continuare, minunea lui Dumnezeu a descoperit trupul neputrezit care izvora un mir frumos, mirositor, prin atingere de Sfintele Moaște, Leontie s-a vindecat pe dată. Am încheiat citatul. Nu, puteți să vă imaginați scena, dacă vreți, dar ideea e că minune a pus mâna pe miru, e așa, și pac, puf, s-a vindecat. De aici și denumirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorătorul de Mir. Practic, s-a înfăptuit o minune. O minune s-a înfăptuit, clar. S-a dezgropat și... Uh-huh. Acum 160 de ani, el a fost pus pe stema Bucureștiului ca patron ocrotitor al orașului. Unde apare acum și apărea de la 1864, cum a zis, în felul următor. Într-un scut înfățișa Sfântul Dumitru, acum este aureolat, în poziție pedestră, purtând vestimentația specifică legiunilor romane, că v-am zis că era soldat, și atributele unui sfânt militar. Sulița și crucea. Mai apare și călare. Ca într-un fel cam ca Sfântul Gheorghe cu dragonul, cu balaurul. Dar cu o suliță, de data asta și are și ei cruce. Și din punctul meu, adică mie îmi place cum arată. Frate, pe stema Bucureștiului avem un soldat. În vremurile astea e bine să ai protecție de la un soldat. Doar că adevăratul Dimitrie Ocrotitorul Bucureștiului, adevărat, este de fapt celălalt. Sfântul Dimitrie cel Nou, Basarabov. Deci a fost caz de eroare. Acesta, cel corect, a trăit în Bulgaria, nu în România. Adică, mă rog, la sud de Dunăre, nu la nord, că nu era nici cu Bulgaria, nici cu România pe vremea respectivă, povestea lui e mai puțin spectaculoasă. El era cioban. S-a călugărit, a trăit într-o peșteră pe lângă un râu din Bulgaria, râul Lom. Așa e, mă, e verificat. Știu, dar e trist. A murit și cumva a ajuns sub apă,
că au fost niște alunecări de teren, presupun, sau ceva de genul ăsta. Și, da, e foarte interesant că în timp ce site-urile ortodoxe românești susțin că Dimitrie Basarabov, păstorul, ciobanul, susțin că a trăit prin secolul XIII, deci pe la 1200, tot ce am găsit ca informație pe site-urile bulgărești arată că el ar fi murit în 1685. Nu se pricep ăștia bulgarii. Da. Ce zic, că bulgarii sunt în eroare? Când vreodată ne bat bulgarii pe noi la ortodoxie? Nu știu. Da, Sfântul Dimitrie, de care vorbim acum, se știe unde a trăit, există mănăstire, înțelegi? În Bulgaria. Bulgaria, mănăstirea Basarabov respectivă. Adică sunt mai multe... Că el, la rândul lor, îl confundă pe ăsta cu alt... Da, mare mister. Și sigur, te întreb cum s-a făcut de a devenit moaște. Adică, citez. Moaștele sale, Basarabov, da? Dar încă nu era Basarabov. Cel nou. Cel nou. Au rămas mult timp ascunse sub apă. Cum spuneam, acolo a fost cu apă ceva. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, o copilă care pătimea din cauza unui duh necurat, se învrednicește să audă următoarele cuvinte ale Sfântului Dimitrie. Dacă părinții tăi mă vor scoate din apă, eu te voi tămădui, zice vocea. Astfel, părinții copilei, aflând despre această revelație, ajung la locul unde se afla trupul Sfântului, îl vor scoate și îl vor așeza în satul Basarabov. Deci aici am avut cum ar veni. Păi numai pe bază de asta se... Da, așa, aparent, da. Vremuri foarte deosebite, clar. De-aia nu mai apar moaște acum, că e ilegal să mai verifici ce se întâmplă. Da. Și de aici, deci suntem în punctul în care Sfântul, deci păstorul, pac, a devenit moaște și l-au dus la mănăstirea din Basarabov, în Bulgaria. Cum s-a făcut de a ajuns în București? La 1774, moaștele au fost aduse la București. Citez. Moaștele lui au fost aduse aici de către un general rus. Am verificat, este un general rus, Piotr Saltykov îl cheamă, care a trăit în perioada respectivă, a luptat și în războiul de 7 ani și a luptat în războiul ruso-turc, când turcii au pierdut. Uh-huh. Generalul rus a dispus trimiterea lor în Rusia. Deci, ca să înțelegeți, în timp ce era în operațiuni militare, pe teatru de operațiuni din ceea ce este acum Bulgaria, pe atunci Imperiul Otoman, armata rusă a ajuns la mănăstirea respectivă, a descoperit moaștele și a zis, hai să le ducem la noi în Rusia. Eu dă-mă moaștelele încoa, că îmi plac. Le duc acasă. Și în timp ce erau transportat, citez în continuare, după ce cortegiul a ajuns în București, un negustor bogat cu numele Hagi Dimitrie, român... Nicio legătură cu Gică. Nu. Și mitropolitul Grigorie al II-lea, al Ungrovlahiei, că pe atunci așa era, l-au rugat pe general să le lase mitropoliei. Hai, vă rugăm, lăsați-ne, că n-avem nicio... Ca o mâncăi. Nici niște moaște ale noastre. Corecte. Ca o mânghiere pentru pagubele materiale și suferințele îndurate de români în cursul războiului ruso-turc. Cererea a fost ascultată și moaștele au fost așezate în Catedrala Mitropolitană din București în iulie 1774. Alte surse dau o minune. Adică spun că atunci când era ciumă în perioada aia în București... Și când a trecut sau vindecat? Când au intrat moaștele, pac, n-a mai fost ciumă. Momentul în care populația a zis, de la moaște ne-am vindecat, hai, vă rog frumos, și generalul rus, cum sunt ei rușii mereu darnici, au zis bine. Da, dacă cumva facem și noi ciumările, împrumutați. Da. Și 20 de ani mai târziu, Sfântul Dimitrie Basarabov a fost proclamat ocrotitor al Bucureștiului. Aparent, bulgarii nu s-au împăcat prea bine cu treaba asta. Pentru că în timpul primului război mondial, pe care România l-a cam pierdut, deci ne-au bătut nemții și bulgarii, după cum a observat Tudor Arghezi la vremea respectivă, în fine. România l-a cam pierdut până în ultima zi, când l-a câștigat în ultima zi. Niște soldați bulgari au ajuns la București, au luat moaștele să le ducă înapoi în Bulgaria. Dar au fost prinși și moaștele au fost recuperate. Băi, este o poveste fascinantă, vă spun, este uluitoră. Deci serios, lucrurile astea ar trebui să fie studiate la școală, pe cuvânt. Adică Sfântul Dimitrie este procesiune foarte mare, știm, pe dealul Patriarhiei, se duc zeci de mii de oameni acolo, este o sărbătoare foarte mare a Bucureștiului. Dar întreaga istorie nu se știe. Și eu cred că ar trebui aflată. Adică, mă rog,
Asta e. Și în 1864, cum spuneam, s-au gândit, ne trebuie, dacă Sfântul Dimitrie este ocrotitorul Bucureștiului, îl punem pe tema capitalei. Și l-au pus pe celălalt domnul, înțelegi? L-au pus pe soldat. Cu sulița. Da, cu sulița. Caz de confuzie. Eu cred că le-a plăcut mai mult, cum ți-a plăcut și ție, ăla care a făcut tema. Da. Probabil un student la arhitectură sau ceva. Da, a rămas, înțelegi că a rămas. Ce spun șmecherii ăsta cu sulița, sulița și ăsta cine e? E Dumitru vechi. Hai, lasă-l pe ăsta. Lasă-l, e ca lumea, dă bine. Da, oricum mai bine decât stema comunistă, care avea pe stema Bucureștiului. Avea multe elemente, eu da. Mă străduiam să o țin. Mie, roata dințată, mi-a plăcut foarte mult, era o roată dințată, de unde au apărut și multe bancuri cu roata dințată. Asta e, să știți că acum se corectează tot, pe stemă va apărea Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Basarabov, în poziție, acum citesc din descriere, în poziție pedestră, cu fața blândă, purtând barba care depășește puțin nivelul umerilor, îmbrăcat în haina monahală, având capul acoperit, în încălțămintea este una sărăcăcioasă, zărându-se puțin de sub veșmântul monahal. Am încheiat citatul. Asta e un bun exemplu și pentru preasfinții noștri părinți. Deci vedeți că poți să ajungi pe stemă și fără Mercedes. Poți să ajungi și dacă vii din Bulgaria și ai încălțăminte sărăcăcioasă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.